Ne aflăm la grupul școlar Regina Maria. Astăzi s-au desfășurat alegerile pentru Consiliul Școlar al Elevilor, președinția Consiliului Școlar al Elevilor. Au fost implicați toți elevii liceului, au fost vreo 700 și ceva de voturi, după o competiție foarte strânsă, care s-a desfășurat pe parcursul acestei săptămâni, cu tot ce presupune o alegere a unui adevărat președinte, respectiv campanie electorală, dezbateri. Au fost un spectacol la sala teatrului, a mai fost și o vizionare de film, toți candidații s-au prezentat colegilor și chiar acum am finalizat numărătarea voturilor. Președinta va fi în următorul an, Pașcu Chifu Silvia, a obținut 320 de voturi din 746. O felicităm și în premieră mergem în clasă să anunțăm câștigătorul competiției. Mulțumim că sunteți alături de noi și știm că Dorohoiu News este întotdeauna un partener al școlilor și vă mulțumim de asemenea că ați participat cu noi în această campanie, să spunem, de sprijinirea democrației încă din școală.